Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Spun asta pentru că am mai postat pe canal, nu știu dacă știți, niște episoade cu Trollface Quest, cu Geometry Dash și cu un fel de CSGO, pardon. Un joc în care trebuie să te lupți, efectiv. Și am făcut niște videoclipuri, am avut acolo... Am 4 abonați, câteva like-uri, mă rog, și n-am mai postat de mult timp și am zis că astăzi, nu știu dacă știți, dar cine e abonat la Irafael și cine a postat pe clopoțel, ați primit notificare că chiar în momentul acesta Irafael face live cu noul Battle Royale pe PC. Așa se joacă Blackout. E ca PUBG-ul, numai că nu e PUBG. E altceva. Știți? Și am zis și eu să fac așa un episod în care pun reacția mea la livestream-ul lui Irafael. Chiar acum face livestream, v-am zis, cu noul Battle Royale Blackout. Acum sunt în bucătărie pentru că tatăl meu în cameră și ascultă știrile și știți, are la maxim și nu o să auziți bine de tot. Așa că dacă se aude ceva, mă scuzați, dar mănânc ceva. Da, și acum să intrăm YouTube ăsta, noul Battle Royale pe PC, Blackout. Deci, reacția mea la livestream-ul ăsta. Ce facem ăsta? Cu cine va trage? Ne jucăm Splatoon? Ce ne jucăm? Vă spun ceva, că meciul ăsta, Rafael a zis că am fost la, cum se zice, am fost la un prieten de al meu, pe la 2-3 și am stat până acum, 20 de minute. Și notificarea era de o oră, dar eu numai acum am văzut-o, știți? Și numai acum, de 30 de minute am intrat pe joc, pe livestream, pardon. Și din câte am auzit, eu nu a făcut niciun kill, a făcut 1-2 kill-uri. La fel, dar la astea cu Fortnite, la PUBG, la... Mă scuzați că zic asta, dar la Irafael, la Fortnite, la PUBG și la Blackout, nu e slab, da? E așa... Nu juca niciodată, nu. PUBG a făcut câteva episoade, Fortnite, tot așa câteva. Blackout, asta e prima dată când joacă, pe livestream. Deci, înțelegeți. Okay. Știți? First... Primul win, da. Primul meu win. De ce? Nu, pe ce? E pe Steam? Nu, e pe Battle.net. Băieții de Activision au făcut parteneriat, cred că, cu Blizzard și le-au pus jocul pe launcherul lor. Uite, înseamnă că nu-ți iubești părinții. Și ce om nu-și iubește părinții, totuși? Mamă, ce muzică avem aici! Îmi place că nimeni nu vorbește. Where are we dropping, boys? Alo. Stai mă că schipă echipă. Ăla mov s-a dus undeva. Hai mă, construction site. Ok, brother.
pare rău de tot, te joci squad și te duci unde vrei tu solo. Jump, guys. Vorbește aici cu ăștia care se joacă cu el, Blackout. Of course. Dacă nu știți, este noul Battle Royale pentru PUBG. Păi deja se omoară și spune. No, zero deaths. Ăla a murit deja. A, vă mă, știți. Oh, I see. Ce zici, mă, aici? Ah, call elevator. Call baby, bă, păi unde call? Ăla n-a fost call deloc. Ăla băiatul, armă bună. Bă, nu e nimeni aici. A știut la unde s-a aterizat. Altceva în afară de pistol, să poate? Eu? Săptămâna asta m-am uitat la Irafaela. Cine e abonat și se uită de mult, cred că v-ați uitat la Earn to Die 2. Uitați. Și m-am uitat și mă uit să văd pe aici. Dar vă puteți uita. Dacă vă întrebați, de ce nu scriu pe chat, pentru că n-am versiunea recentă, deci. Deci este să tăteați pentru la armă și le pune automat când apeși F. Am înțeles. Înțeles să-i. Where are you from? Russia. You? Oh, do you hate Russians? Hate Russians? Yeah, no. I got a sniper. Yes, it is. Level 2, așa, doamă. Păcate nu pot să-mi văd caracterul. De ce n-apare aici? Ești stângaci? Da, sunt stângaci. Dar țin mouse-ul pe dreapta, eu doar scriu cu stânga și mănânc. Dar, de exemplu, mouse-ul, am avut un prieten care avea mouse-ul pe stânga. Nu. No. Cine e asta? Nu știu care armă mai bună de... Ce naiba e asta? Fuuu, gloanțele sunt mov. O, asta e genul de armă care... Habar n-am ce-a zis. Da, aia e ca și cățeaua de pe CSGO, tragi și nu nimerești nimic. Ce naiba e asta? Aiba știe. Mă pune dacă înțeleg care e faza cu armele astea din joc. Aici, nu știu dacă se prinde, dar au zis și Rafael în unele videouri și X-Lader că ei, Rafael și X-Lader, când fac glume, dacă sunteți abonații mei și sunteți și al lui Rafael, scuze că zic asta, dar Rafael zicea că el face, când face glume și zice așa la mișto, cum a scris, și livestream-ul, nu știu dacă ați văzut, alalteri sau răsalalteri, am făcut un livestream cu Forhanar, nu, a scris... În loc să scrie live stream, a scris live, cum se aude, cu for și honor, cum se aude. Asta a scris la mișto și am auzit de la ea că unii abonați se alarmează în comentarii și îi spun, dar dacă sunteți abonații lui și ai mei și faceți asta, mă scuzați că am zis asta. Are there? I don't think so. Nu cred că e oameni aici. Bun, deci nu știu ce armă să folosesc, rămânem cu asta, presupun. Go, 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 go.
Oh my god, we're far away. Yeah, maybe you find a vehicle. Da, și cam atât a fost și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Aș face mai mult de 20 sau 30 de minute episodul, dar nu pot pentru că, cum să zic, aplicația mea nu filmează mai mult de 10-15 minute și atunci atâta pot să filmez. Mă scuzați, când o să rezolv problema asta, să facem și live stream și ce vreți voi, numai să-mi scrieți în comentarii. Sper că v-a plăcut, pardon, prima mea react, Româna e grele. Sper că v-a plăcut prima mea reacție pe canalul ăsta. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!